Primul tur al alegerilor prezidențiale s-a încheiat aseară la ora 21. În Telorman s-au prezentat la urne 155.329 de alegători, dintre care 20.083 au votat pe liste suplimentare. Numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 152.336. Numărul total al alegătorilor care au solicitat urna mobilă este de 3.115. La nivelul județului, în listele electorale permanente au fost înscriși 308.831 de alegători și au fost deschise 334 de secții de votare. Imediat după închiderea urnelor, atât președintele PSD Telorman, cât și cel al PNL Telorman au făcut declarații. Da, am văzut cu toții rezultatul exporului. Republica Dăncilă este astăzi în turul 2, ceea ce înseamnă că ne obligă de săptămâna viitoare să continuăm campania electorală. Vom face aceeași campanie electorală pe care am făcut-o și până acum. Să nu uităm că în turul 2 se pleacă de la 0-0. Eu vreau să le mulțumesc în primul rând tuturor celor care astăzi au ieșit la vot, să le mulțumesc celor care au votat candidatul Partidului Social Democrat. Vreau să le mulțumesc colegilor primari care au avut o implicare activă în această campanie, să le mulțumesc tuturor colegilor care au făcut parte din echipele de campanie, tuturor militanților noștri, pentru că munca dumneavoastră a fost una consistentă în această campanie electorală și împreună vom continua lupta, vom continua campania de săptămâna viitoare și eu sper că împreună cu cetățenii vom câștiga aceste alegeri prezidențiale. Sper ca cetățenii într-un final să voteze pentru prosperitate, să voteze împotriva tărilor de pensii și salarii, să voteze într-adevăr pentru o Românie care să fie respectată în afara granițelor țării, să voteze pentru un președinte care a demonstrat că se luptă și se bate pentru fiecare cetățean al acestei țări. Sper ca cetățenii, într-un final, să voteze pentru un președinte echilibrat, pentru un președinte care își iubește semenii, care își iubește familia și, sigur, această țară care îi aparține. Domnule Gâdea, conform exit poll-ului, diferența este destul de mare. Credeți că puteți recupera această diferență și cum? Sigur, noi nu vom face nimic altceva, vom continua de săptămâna viitoare discuțiile cu cetățenii, să nu uităm că și în 2014 diferența între candidatul care s-a clasat pe prima poziție la acea perioadă și Claus Iohannis a fost una substanțială și am văzut cu toții ceea ce s-a întâmplat în turul 2. Deci sunt șanse să câștigăm aceste alegeri prezidențiale. Nu-mi exprim speranța, nu-mi exprim convingerea că vom câștiga într-un final aceste alegeri prezidențiale, pentru că uitați-vă ceea ce s-a întâmplat în aceste săptămâni, uitați-vă ceea ce s-a întâmplat odată după trecerea moțiunii de cenzură, în care actualul guvern, investit cu foarte mare greutate, a început încă din prima zi de guvernare cu stângul, vorbește de austeritate, vorbește de tăierea pensiilor, de tăierea salariilor, de înghețarea acestora, vorbește de lucruri pe care, din păcate, românii le-au mai trăit cu ani în urmă și sunt convins că niciun cetățean din județul Telorman sau din această țară nu-și mai dorește o perioadă ca cea din 2010-2011, când știm cu toții ceea ce s-a întâmplat. A fost o muncă de echipă. Mulțumesc în primul rând tuturor celor care au votat astăzi, pentru că și-au făcut timp să iasă din casă. Mulțumesc în mod special telormanilor care au votat Claus Iohannis. Este o victorie foarte mare, un scor foarte mare a președintelui Claus Iohannis. Cred că mâine dimineață, după numărătoarea reală și după ce procesele verbale vor sosi, Claus Iohannis va avea peste 40%. Cred că românii au înțeles cu adevărat să voteze pentru o Românie normală. În Telorman, care credeți că va fi scorul pe care PNL îl va obține? Cu siguranță am văzut o mobilizare foarte mare a activului liberal și cred că cetățenii vor da un scor mult mai mare decât la europarlamentare. Cred că vom avea undeva la 35-37%, estimez eu din ceea ce am simțit azi în teritoriu, iar PSD-ul undeva va scădea mult de la procentul de la europarlamentare. În cazul în care nu veți obține acest procent pe care dumneavoastră l-ați menționat, ce se va întâmpla? Nu se va întâmpla nimic, ne punem pe treabă, trăim într-un județ PSD-ist, trebuie să realizăm că noi avem 25 de primari, au încă 66,
așa cum spunea și președinte Klaus Iohannis, să nu luăm așa foarte ușor armata PSD, să știi care conduc de 30 de ani județul Telorman, dar este un început. Vedem, analizăm exact fiecare organizație în parte. Este clar că ne facem niște analize punctuale, bănuiesc că sunt organizații care și-au făcut treaba, alte organizații care au stat puțin mai lejer, pentru că avem un candidat foarte bun și atunci oamenii au zis că au crezut probabil unii dintre ei că nicio problemă, Iohannis tot iese. Pentru noi, analiza se va face începând de mâine dimineață pentru fiecare organizație în parte. Pentru turul 2, ce procent vezi da? Pentru Klaus Iohannis, cred că undeva la 75% pe național. Potrivit datelor publicate de AEP, în Telorman, Viorica Dăncilă a obținut la alegerile de duminică un scor de 47,28%, în timp ce Klaus Iohannis a obținut 30,10%. Pe locurile următoare se situează Mircea Diaconu, 6,7%, Dan Barna, 6,55% și Teodor Paleologu, 3,78%.